Mi-aduc aminte cu mare drag de o scrisoare pe care Celibidache, faimosul dirijor care nu mai are nevoie de nicio prezentare, o trimisese părinților săi din Berlin, când deja era un dirijor recunoscut, spunându-le: cred că acum nu vă mai pare rău că am renunțat la Politehnică. Sfârșitul celui de-al doilea război mondial l-a surprins pe Celibidache în Berlin, terminase conservatorul, nu avea experiență ca dirijor și totuși a fost oferită bagheta filarmonicii din Berlin. Dirijorul său principal, Wilhelm Furtwängler, se refugiase în Elveția pentru a fi denazificat, iar această carte, care mie mi se pare fascinantă, care mi-a plăcut foarte mult, pentru că mi-este și foarte dragă personalitatea lui Celibidache, constituie de fapt o sumă de scrisori pe care cei doi, Furtwängler și Celibidache, o corespondența pe care cei doi o au, dar și o sumă de alte mărturii, documente, unele aflate, unele inedite. Ce mi-a plăcut foarte mult este, pe lângă personalitatea fascinantă și pe lângă generozitatea sa, felul său tranșant de a fi. Celibidache era un om foarte direct, foarte tranșant și era foarte greu să-și imagineze tot felul de intrigi, dacă mă gândesc și la Karajan. Știm că Celibidache, de pildă, nu ar fi vorbit pe la spate pe cineva sau nu ar fi urzit împotriva cuiva, cu atât mai puțin împotriva lui Furtwängler, pe care îl adora. Și iată o mostră de vorbire directă. Pe 29 ianuarie 1974 spune: am dirijat și filarmonica din Viena, o orchestră mediocră. Nu pot face nimic cu ea. Toți cântă mezzoforte. Ei nu înțeleg ce înseamnă structura, care e ordinea naturală a instrumentelor, cum e sunetul. Sau pe 23 iunie 79, filarmonica din Berlin are cea mai bună partidă de contrabaș din lume, așa că acum toate concertele ei sunt concerte pentru contrabaș cu acompaniament de orchestră. Iar ceva mai târziu, întrebat de Helmut Lesch în Abendzeitung din München despre conflictul cu Karl Böhm, Celibidache răspunde: pentru mine asta ține de adevăr și nu știam că e crud să spui adevărul. Müller-Stahl, pe 28 februarie 86, consemna ceea ce Celibidache îi spusese într-un interviu: întotdeauna i-am respectat pe oamenii consecvenți, chiar și atunci când greșesc. Principalul este că își mențin părerea. Nu mă pot înțelege cu cei care se schimbă după cum bate vântul. Sigur, a fost și el în postura de a nuanța unele spuse ale sale, dar nu de a retracta unele lucruri sau să se întoarcă la un pol opus. Este o corespondență integrală între cei doi dirijori pe care vă recomand cu toată căldura. Și dincolo de conflictele pe care Celibidache le are cu o mare orchestră auto-administrată și refractară restructurării și întineririi, dirijorul român avea să fie acuzat că el denigra sau denigra de bună voie, cu bună știință, lumea muzicală germană în fața americanilor. În noiembrie 1951, Furtwängler era informat că Sergiu Celibidache ar fi criticat toată lumea în fața unui american, citând o serie de nume, între care și pe al dumneavoastră, Furtwängler. Nu a încetat să tune și să fulgere împotriva orchestrei. În ochii lui, un singur muzician este acceptabil: Yehudi Menuhin, firește. În decembrie 1951, ianuarie 1952, Furtwängler lua decizia să reia singur conducerea filarmonicii, acceptând să semneze un contract care fusese oferit pe viață, și în ajunul semnării el îi scria unuia din oamenii săi de încredere din orchestră că Sergiu Celibidache trebuie avertizat în maniera cea mai fermă că trebuie să înceteze cu discursurile fie împotriva orchestrei, fie despre Germania.
Celibidache era astfel condamnat chiar de mentorul său, iar în 1952 încheia practic colaborarea începută fructuos în 1945 cu Filarmonica Berlineză. Cu toate acestea, după 10 ani avea să primească o epistolă prin care îi se recunoșteau merite de către aceeași filarmonică. Vorbeam despre muzică și dacă muzica este aceea care ne gâghilă urechile într-un mod plăcut, ca să folosesc o expresie devenită deja clișeu, mă gândesc că chiar și limba română care este vorbită frumos este ca o muzică exact, care ne încântă auzul. Doar că auzind atât de multe registre și atât de multe voci și la televizor și la radio și chiar în internet, pentru că foarte mult se exprimă și acolo, firește că nu mai avem senzația unui registru de limbă îngrijit, care respectă unele norme, o limbă supravegheată, verificată, și percepem mai mult amestecul, coexistența greșelii cu vorbirea corectă. Și atunci începem să nu mai distingem care este de fapt limita între corectitudine și greșeală, la fel cum, și asta mi se pare cu atât mai trist, la fel cum nu mai reușim să discernem limbajul colocvial de cel standard. În sensul în care, ca să părem așa cool și fancy și trendy, începem să folosim limbaj colocvial chiar și acolo unde nu este cazul. Citeam de pildă, pentru că tot a trecut și bacalaureatul și pentru că tot este moda aceasta de a oferi presei perle de incultură, citeam de pildă tot felul de asemenea formulări nefericite care nu țin de o exprimare îngrijită. N-aș vrea să dau acum exemple, însă este foarte interesant faptul că până la urmă nici jurnaliștii nu mai reușesc să facă distinția între limbajul formal și cel informal, între limbajul de pe stradă sau de pe Maidan și cel care ar trebui să populeze spațiile de emisie sau spațiile ziarelor. Și mai interesant mi se pare, sau mai interesantă mi se pare această tendință, mai ales a tinerilor, de a folosi înjurături preluate din limba engleză. Sigur că orice cuvânt pe care îl rostești într-o altă limbă este cumva eufemizat, adică sună puțin mai bine, e mai puțin brutal. Una este să spui direct un lucru în limba română care și sună foarte vulgar și alta este să spui același lucru într-o altă limbă. Parcă nu e la fel de agresiv, parcă e un ușor mai învelit, dar ceea ce constat este faptul că există această tendință spre violență de limbaj cam în toate zonele și în toate sferele în care limba este folosită, limba română, fie ea în vorbire, fie în scris. Dincolo de acest lucru, cred că v-ar putea interesa faptul că la un moment dat, Paul Zarifopul scria despre înjurătura la români și spunea că românii sunt într-adevăr foarte pudici în scris, dar când e vorba să vorbească în spațiul privat, situația e cu totul alta. Adică înjura românul și până în 89, înjura și până în 1950, înjura și până la 1900, dar în spațiul public mai cu perdea. Ei, perdeaua aceasta s-a tras și lasă să se vadă cam orice. Ceea ce spun eu este un fenomen destul de nefericit, dar mă gândesc că poate o trece și acesta.